Val de îmbolnăviri în rândul copiilor. În această perioadă, copiii și bătrânii se pot îmbolnăvi foarte ușor din cauza temperaturilor scăzute. Deja numărul virozelor respiratorii și a răcelilor a crescut alarmant la aproape 700 de cazuri. Cu atât mai mult, se așteaptă ca numărul copiilor bolnavi să crească când va începe școala. Sute de copii s-au îmbolnăvit în primele zile ale anului și se așteaptă ca numărul îmbolnăvirilor să crească odată cu începerea școlii. De asemenea, s-au înregistrat aproape 300 de cazuri de pneumonie. În ultima săptămână deja se simte prezența lor în oraș. De la 530 de cazuri cât am avut în prima săptămână până pe 3 ianuarie, acum am ajuns la 680-690 de cazuri, deci copiii deja au ajuns la domiciliu și deja se prezintă la medicul de familie. Am avut înregistrate și 288 de cazuri de pneumonie cu 76 de internări, ceea ce arată că vremea rece ne face rău și mai ales dacă nu ne protejăm și ne expunem foarte mult aerul rece și umed de afară. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj recomandă părinților câteva sfaturi pentru a evita îmbolnăvirea copiilor, însă nu trebuie uitați nici bătrânii. Atenționăm părinții să aibă foarte mare grijă de modul în care își îmbracă copiii, în care îi protejează de frig și, bineînțeles, ținând cont că mai este puțin și începe școala, îi rugăm să nu ducă copiii bolnavi în colectivități. Noi îi rugăm să aibă foarte mare grijă și de persoanele în vârstă, cele peste 65 de ani, bolnavi cronici, pentru că aceste temperaturi le fac foarte rău. Este indicat să stea la domiciliu, să nu se expună acestor temperaturi scăzute și este bine să bătăm la ușa dumneavoastră, să întrebăm dacă au nevoie de ceva și, bineînțeles, să-i ajutăm. Părinții nu trebuie să-și ducă copiii în colectivitate dacă sunt bolnavi pentru a nu îmbolnăvi și alți copii. De asemenea, la primele semne de boală, părinții sunt sfătuiți să se prezinte cu copilul la medic.